Curtea de apel București a respins contestația Companiei Naționale de Investiții privind construirea noului stadion de la Hunedoara. Astfel, licitația se va relua. Potrivit primarului Dan Băbăuțanu, în cel mai negru scenariu, vechiul stadion ar urma să fie demolat la finalul anului viitor și mai apoi să fie construit cel nou. El s-a judecat la București contestația unei societăți de proiectare care a contestat procedura de înscriere la licitație organizată de către Compania Națională de Investiții. Subliniez, Compania Națională de Investiții este cea care construiește stadionul de la Hunedoara, deci asta înseamnă că și de licitație și de toată documentația se ocupă ei, nu are legătură cu Primăria Hunedoara sau cu Consiliul Județean Hunedoara. Și societatea respectivă de proiectare a câștigat, ca să zic așa, i s-a dat dreptate că trebuie refăcută documentația de atribuire, mi se permite să participe la licitație mai pe românește. Asta înseamnă că începând de astăzi se numără 10 zile, perioada în care se refac documentele și se reia licitația. Ea a fost suspendată, deci nu se începe o altă licitație, se reia licitația din data în care s-a fost suspendată. Practic o înscriere pentru licitație de 30 de zile. Dacă au trecut atunci 20 de zile, mai trebuie să mai fie încă 10 zile și să se poată înscrie participații. Din socoteala mea, undeva în luna noiembrie, maxim pe la jumătatea lunii noiembrie, ar trebui să poată fi vizualizate participările celor care se înscriu la licitația de proiectare și execuție. Potrivit edilului, vechiul stadion ar urma să fie demolat la finalul anului viitor, iar mai apoi să fie construită noua arenă. Vreau să informez pe toți hunedorenii, nici măcar 1% nu există o vinovăție în curtea primăriei Hunedoara sau Consiliul Județean ca și partener, sub nicio formă. Nu pot să spun că este o vinovăție în curtea Companiei Naționale de Investiții. Nu sunt eu judecător, judecătorul a judecat, a spus, reluați licitația, introduceți în caietul de sarcini și posibilitatea participării acestei societăți care nu a făcut niciodată n-a proiectat niciodată un stadion, dar dacă are prețul cel mai bun și calitatea proiectării, poate să câștige oricine, nu?